Acțiunile dedicate Zilei Naționale a României au început în Alexandria la orele 10 ale dimineții cu ceremonia publică militară și religioasă la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial. Aceasta a fost deschisă de prezentarea onorului și intonarea imnului național al României. Bună ziua! Să trăiți! Un sobor de preoți a oficiat slujba religioasă. Împărate, cereți mângâietorile Duhul Adevărului, care pretutindele aici și pe datele împlinești, vestierul bunătăților și tătătorile de viață, vinoște să lăjduiește într-un noi și ne curăsește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După terminarea slujbei religioase, au urmat alocuțiunile privind semnificația zilei de 1 decembrie. Aniversăm astăzi ziua în care, prin voința liberă exprimată a sute de mii de români, locuitori ai Transilvaniei, Banatului, Maramureșului și Țării Crișurilor, s-a împlinit speranța de unire și desăvârșire a României unitare, suverane și independente. Ziua Națională a României și a tuturor românilor, indiferent unde se află ei prin lume. Astăzi aduc prinosul meu de recunoștință tuturor celor care au realizat cu jertfa lor neprecupețită Marea Unire. Ei au înălțat edificiul durabil al României moderne. Datorăm memoriei lor, generațiilor de bravi români ce s-au jertfit pe câmpurile de luptă și celor ce s-au sacrificat pentru libertatea fiecăruia dintre noi. Acum aproape 30 de ani, la Revoluția Română. Efortul de a reclădi acum România ca pe un spațiu al democrației, al solidarității naționale și al încrederii, tot așa cum datorăm urmașilor noștri să facem ca această operă de reconstrucție să le asigure viitorul și dezvoltarea. Forța cu care generația din 1918 a schimbat istoria a constituit o solidaritate umană pentru un ideal comun, unirea românilor. Sunt foarte bucuros și onorat să fiu aici, alături de dumneavoastră, la cea mai importantă sărbătoare a tuturor românilor. O zi de unitate și de triumf, un moment peren de renaștere spirituală pentru românii de pretutindeni. Sărbătorim astăzi Ziua Națională a României cu gândul la unitatea celor care au crezut în idealul unirii și au înfăptuit cel mai mare vis al românilor din toate timpurile. Se cuvine să aducem împreună un omagiu profund și pios pentru toți înaintașii noștri care au făcut posibilă unirea. Pentru cei care și-au vărsat sângele și pe tragicele, glorioasele câmpuri de bătălie, pentru eroica armată română, care prin biruința sa a permis
ca integritatea și suveranitatea României să cuprindă toate teritoriile locuite din veac de români. Pentru cei care, adunându-și cugetele și simțirea, au exprimat clar voința populară a românilor din Basarabia și Bucovina, din Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș, de a se alătura fraților lor din vechiul regat. În această zi ne plecăm cu recunoștință în fața sacrificiului și înțelepciunii înaintașilor noștri care au făcut posibilă România Mare. De peste un secol, 1 decembrie reprezintă un simbol al unității românilor, unul dintre cele mai emoționante momente din viața acestei țări. Este data la care noi, românii de pretutindeni, celebrăm Marea Unire de la Alba Iulia, eveniment istoric ce a însemnat împlinirea unui vis de veacuri. Pentru fiecare dintre noi, această zi este o sărbătoare de suflet și reprezintă un moment de celebrare a unității și solidarității, a culturii și istoriei noastre naționale. Este ziua în care ne aducem aminte și ne înclinăm în fața înaintașilor noștri care au contribuit prin activitatea și chiar jertfa lor la apărarea și progresul acestui neam. După terminarea locuțiunilor au fost depuse coroane de flori de către reprezentanții autorităților județene și locale. Tot cu ocazia Zilei Naționale a fost organizat și un mini-spectacol artistic. La finalul acțiunii, pentru al patrulea an, cetățenii prezenți de Ziua Unirii au putut vedea parada cu tehnica din dotare, pregătită de către reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Drapelul de luptă și două subunități ale batalionului 325 artilerie alături din garnizoana Caracal și drapelul de luptă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Alexandru Dimitrie Ghica Telorman, precum și două subunități din cadrul acestei instituții. De defilare al tehnicii este deschis de Inspectoratul de Poliție al Județului Telorman cu o motocicletă marca BMW cu capacitatea de 1200 cm3 echipată cu sistem.